E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Ei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Subțire. Un cub? Și încă un cub? Bună ziua, copilași! Salutare! Ariciu, ai decis să uzi florile? Da, însă nu pot să ajung. E adevărat, nu prea poți să ajungi. Ce crezi că e de făcut? Trebuie să te urci pe ceva ca să fii mai înalt. Un cub! Și încă un cub! Oh, un cub! Se poate? Altfel nu pot face un turn. Nu mai sunt. Da, dar pe ce ar trebui să urce Ariciu pentru a putea uda florile? Am eu un cub! Poftim! Andy, chiar este... Vrei cubul meu? Poftim! Tot nu pot ajunge. Cubul tău pare cam plat. Un cub plat? Unde ai un cub? Poftim! Asta numești tu cub? Da! Oh, este cam subțire. Nu am la micul dejun. Nu ești cu până la urmă? Ești prea slab. Să nu îl cerți, Pandi, pentru că nu e chiar un cub. Nu e cub? Și atunci ce e? Este pătrat și este plat. Un pătrat? De asta ești atât de slab. Ești un pătrat plat. Plat. Da, iar cubul este o formă solidă. De aceea îi se spune cub. Uite, am pus turnul sub copac. Mi-aș dori să am... Și acum ce mai cauți? O fereastră pentru turn. Îmi trebuie ceva așa și cam așa. Pătrat și plat? Da, pătrat și plat. Plat și pătrat? E ce am eu subțire. Poftim, e pătrat. Grozav! Și cuburile solide și pătratele plate au fost de ajutor. Pătrat și cub. Pandi, sunt pătrate? Acesta e pătrat și e subțire. Iar acesta este cub și stă singur. Toți copilașii doar astăzi învață o diferență să-i dăm importanță. Hai să aflăm ce e un pătrățel. Hai să aflăm ce e un pătrățel. Și uite așa, și uite așa. Vom învăța cu acest cântecel. Să privim un pătrat, nu deloc prea curbat. Patru laturi sunt la fel și e plat. Nu uitați ce e mai important, oricum îl priviți. E la fel mereu, oricât ar fi de lat. Chiar de plat și e simplu, putem desena. Dragi prieteni și dragi copilași, chiar și foaia, priviți-o, e doar un pătrat. Cântecelul s-a cam terminat. Cub, 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 cub. Pătrat, pătrat, pătrat. Cub. Un cub mic, un pătrat mic. Însă ce avem aici? Însă ce avem aici? E creat de un pictor cubist. Este sumbru, e misterios, e un pătrat. Și pictat de un mare artist. Este sumbru, e misterios, e un pătrat. Și pictat de un mare artist. De un artist. Clopoțel. Bună ziua, Grohi! Hai
să ne jucăm? Da, v-ați ascunselea. Bine! Nu mi-am făcut părul încă. Țopa, de ce nu o ajuți pe Grohi? Ca să termine mai repede și să se joace și cu tine. Ce zici? Grohi, pot să te ajut? Da! Te rog, poți să aduci un clopoțel pentru oaie? E chiar acolo, în spatele cărților. În spatele cărților? Un clopoțel? Să fiu sinceră, nu sunt prea sigură. De ce nu întrebăm pe Grohi? Este un clopoțel? Nu! E un nasture! Te-ai uitat în spatele cărților? Chiar lângă ursuleț, da? În spatele cărților? Lângă ursuleț? Iată, aici este clopoțelul tău. Unde ai căutat? Lângă ursuleț. Ei bine, e o cutie lângă ursuleț, iar clopoțelul e pe ea. E cumva rotund. De ce l-ai adus pe Milu aici? El se afla pe cutie și el e rotund. Dar el nu e un clopoțel. Nu-s clopoțel. Haideți să-l căutăm împreună. Uite-l aici! Grohi, voiai să spui că nu e pe cutie, ci în cutie? În interiorul ei? Oh, da, sigur, în interior! Este un clopoțel? Oh, acela e un clopoțel, adică un obiect care cântă. Așa este, acum ne putem juca. Țopa, voiai să ne jucăm de fața ascunselea? M-am săturat să ne jucăm de fața ascunselea. Haideți să ne jucăm altceva. De acord! Se află ceva între lampă și floare. E important să ai o bună orientare în spațiu. Astfel vei găsi mereu ceea ce cauți și nici nu te vei pierde. Atenție! Unde e Milu? Stă pe scaun. Și unde este biscuitele? L-am mâncat! Uite, mingea se rotește, intră sub pătuț. Vasca este sus pe pat și somnul e scurtuț. Vasca stă de jos, admiră peisajul și se miră. O pisică-i la fereastră și vorbesc. Lângă pat avem o cană cu compot în ea, iar prietena-i afară, vasca o zărea. Și deasupra lampa este, asta e doar o poveste. Este despre sub și în, deasupra și sus și jos. Repetiția-i distractivă, haideți la învățat. Bun, deci geamul e în spate, mingea e sub pat. Pe pătuț o vezi pe vasca, te topești de tot. Sus de tot e lampa, jos e cana cu compot. Cana cu compot. Rima. Salut, baby Ricky. Salutare. Ce puneți voi la cale? Am învățat o rimă. Mi-ar face mare plăcere să o ascult. Iată rima noastră. O vom recita cu toții. Să începem. Tram param param cirim popom. Dansăm și cântăm. Și toată lumea ne place. Facem față la orice. Ne descurcăm grozav. Ce s-a întâmplat, Milu? Eu mi-am uitat versul. Poate Milu trebuie să repete cuvintele.
Ram, param, param, pam, pom. Noi dansăm și noi cântăm. Și toată lumea ne place. Facem față la orice. Ne descurcăm grozav. Mă descurc grozav acasă, dar că sunt aici ceva nu funcționează. E prea, prea... Prea multă lumină? Da, exact. Acum e prea întuneric? Da, este. Funcționează așa de bine atunci când sunt acasă. Atunci să mergem acolo. Putem face asta? Desigur. Ura! Ura! Mergem acasă la Milu! Să începem! Ram, param, cirim, pom, pom! Noi dansăm și cântăm! Și toată lumea ne place! Facem față la orice! Ne descurcăm grozav! Suntem foarte curajoși! E adevărat, sunteți cu toții grozavi, iar Milu nu se mai simte timid. Este eroul nostru curajos. Timiditate. Ah, ah, sunt timidă! Vai, vai, sunt rușinat! Poți să fii timid din fire, poate fi doar o trăire. Uneori simțim că nu putem să glăsuim. Un zbucium, frământare, asta-i ce simțim. Stânjenire, oh, oh. Sau rușine, oh, oh. De le lași în urmă ți este mai bine. Dai curaj și hotărâre, hai să spui eu pot. Și privește doar cum ce simțeai s-a dus de tot. Este cineva timid aici? Eu sunt! Nu, eu sunt! Cu toții suntem timizi uneori, prieteni. Să ne acordăm timp și să trecem peste acest sentiment, pas cu pas. Salut! Sunt Grohi! Aș putea încerca, eu sunt Milu. Grozav, copilaș, ați reușit. Stânjenire, stânjenire. Sau rușine, sau rușine. Te le lași în urmă, ți este mult mai bine. Pa, pa. Dai curaj și hotărâre, hai să spui eu pot. Și privește doar cum ce simțeai s-a dus de tot. Și privește doar cum ce simțeai s-a dus de tot. Curcubeul. Bună, Grohi! Salutare! Ai văzut-o pe Bandy? Cred că este acolo. Oh, Bandy! Ce s-a întâmplat? Mi-am cam pierdut cheful. Undeva pe aici. Ți-ai pierdut cheful? Ei bine, spune-mi cum s-a întâmplat. La început totul a fost bine. Am făcut un curcubeu din creioane. Am început să sar și să bat din palme. Vrei să spui că ai fost veselă? Veselia este galbenă ca soarele. Da! Iar apoi s-a auzit o lovitură bruscă. Iar eu... Da, și am văzut curcubeul și creioanele stricate. Am plâns puțin. Mi-a fost frică. Și eu m-aș întrista. Interesant, oare ce culoare are tristețea? Oh, este albastră. M-am întristat
Și am plecat să caut ce mi-a stricat curcubeul. Aici este! M-am înfuriat atât de tare! Păi, ce urmează să faci? Nimic! Nu mai am chef să fac nimic! Pandi, știi cum face asta? Ce? Ține-o! Este o ascuțitoare! Este uimitor! Lucrul care a stricat curcubeul l-a și reparat. Exact! Asta e grozav! Veselia, frica, tristețea, nebunia, Furia, uimirea și veselia din nou. Sunt atât de multe stări de spirit încât formează un curcubeu, iar toate sunt importante și necesare. Starea de spirit. Pandi, care este starea ta de spirit acum? Gânditoare, cred! Ce s-a întâmplat cu tine? Ai început să râzi bine, apoi trântești din picioare. Ești supărat oare? Sau te-a speriat o fantomă? Ori ești uimit de o dronă? Oare cum te simți acum, dragă bebeluș? Stările ce vin pe rând, precum ploaia-n miezul zilei. Noi atâtea stări simțim, plângem și chiar ne uimim. Orice stare are rolul său, chiar și-n sufletelul tău. Stări ce vin și stări ce pleacă, ca orice izvor de apă, ca siropul pe clătite, sau fulgere nestăpânite. Noi atâtea stări simțim, plângem când ne despărțim. Orice stare are rolul său, chiar și-n suflete lul tău. Ambalaje. Bună ziua, copilași! Salutare! Bună! Voi cumva luați gustarea afară? Am luat deja gustarea. Acum ne vom juca. Da, dar ar trebui întâi să mergem chiar acolo. Voiai să arunci ambalajele la coș? Ce idee bună! Nu e în regulă să lăsăm gunoaie oriunde. Pun acolo? Haide! Hopa! Hei, hopa! E așa frumos aici! Da, frumos și curat! Trebuie să le adunăm. Iar? Nici gând. Mai bine ne jucăm. Stop! Oprește-te! Sopa! Poate l-ajuți pe Ariciu să arunce ambalajele? Probabil! Să continuăm! Bună treabă, Țopa!
L-ai prins? Nu, el m-a prins. Trebuie să-l aruncăm. Stai, numai puțin. Și asta trebuie luat de aici. Uite așa, mult mai bine, acum e totul curat. Bună treabă, copilaș. Gunoiul nu trebuie niciodată să stea pe câmpie. Gunoiul. Am terminat? Nu, nu încă. Acum este gata. Am mâncat o prăjitură. Iam, 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 iam. Unde punem ambalajul? Păi, păi, să vedem pe stradă? Nu. Sau supernă? Nu. Afară? Nu. Oare unde l-aruncăm? Am găsit soluția noastră. Cel mai bine e la coș. Dacă oamenii aruncă tot gunoiul unde vor, am distruge brusc planeta și ar fi îngrozitor. Nu-l vom arunca pe stradă, nu, 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 nu. De respect vom da dovadă, da, da, da. De hârtie, sticlărie și alte lucruri fiecare are un loc. Noi mereu vom ști și zicem, cel mai bine e la coș. Noi mereu vom ști și zicem, cel mai bine e la coș. Orice vrabie va fi mulțumitoare, rozătoarele la fel și chiar gheparzi, iar planeta ar fi salvată, totodată și curată. Și la fel ar fi și Eduard. Și la fel ar fi și Eduard. Baby Ricky, dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să te abonezi!